Deci ai ceva de zis fostului ministru de interne? Da. Am să-i spun lui Pavel Voico, el trebuie, o trebuie să-și dea demisia atunci. Că a spus că Maia Sandu nu a făcut nimica. Eu am făcut de fața lui asta, lui televidenie, de la Boț a fost. Am cerut că să vii ca comisarul care a fost din Iedniță, l-a eliberat din funcție, că era un hoț și un bădit. O pus aluia, l-a adus și o pus pe alți aluia acolo, care i-a furat împreună, tăți și-a făcut asta și nici nu i-a răspuns la telefon nici ai Pavel Voico. El nu știe că aici sunt furași și pășe, o că Maia nu face nici, dar cum și ce lucrează el cu Maia acum? Eu nu știu, am înțeles că el încă lucrează înainte acolo. Lucrează aici. Și este Uglea Mihai, care a rămas aici și 100 de toane de vară, las în 100, sunt 80 acolo. Dar Uglea nu-i de la procuratură, parcă ziceai că e în procuratura generală lucra. El e în procuratura generală, dar nu a făcut nimic. Varul furat, eu am dat la poliție, procurorul din Iedris, care a fost acolo, este Ghenadie Rusnac, face dosare penale și aici, el e criminal. Eu am spus lui, da, tu de sfintele ești criminal. Ești, dacă tu faci dosare criminale, apoi ești criminal. Și păi trebuie să justifici, să explici că asta e o acuzație gravă, crima, nu? Ce crimă? Eu nu mă chem, eu am documente, Oleg, eu am documente pentru asta și grăiesc. Eu las să vii păi poliția. Da, auzi, te chemi nu numai pe mata în judecată, dar și pe mine. Dar mata și eu declar. Păi da, dar eu te ajut. Deci de ce crezi că e criminal? Procuror, păi. Mai ales că azi e sărbătoare, ziua lor profesională, ziua procurorilor. Las și e procurorilor, eu iubesc atunci, că eu anul nou, eu în tot anul nou nu pot face să și eu zic să mă odihnesc de anul nou. Trebuie să am probleme, trebuie să-l cad pe un bandit, trebuie să-l cad pe altul, eu n-am când, înțelegi? Eu mă strec cu lumea în sat, dar ei șed ca caroli, înțelegi? Nu mă așteaptă să vină la bani să deie, am spus. Eu nu am nerușenie eu, el lasă vie. L-am chemat pe ăsta de la... De la guvern este reprezentantul guvernului. Dar nu că am văzut, el nu se implică în treaba asta. Să-l chem la procuratură, să-l vezi cum îi cac eu acolo și să șadă ei, înțelegi, să-i spun. Demisia. Noi avem guvernul. Guvernul, dacă nu faci treaba asta, eu spun că și eu de grabă și am să mă duc și am să mă duc la președintele Parlamentului, acolo am să șed, nu mai ies, nu mă duc nicăieri până nu ar să facă treabă. Eu pas, eu nu trebuie să scriu cererea să mă duc la dânsul. Eu o apăr pe Maia Sandu. Eu o iubesc pe dânsa că eu ridicat așa mari întrebări. Eu o iubesc și o susțin pe dânsa. Eu nu o cac cum o cac aici pa Guida, pa Fiodor Ghelici, Fiodor sau aici Ruslan Urorghiev aici. Eu nu-i cac. Și mai sunt și alții care aici. Natalia Murari. Și apoi este Gonța. Și apoi este Șeland cu avioanele care are parașută. Sergei, cum e familia lui? Și al care cu parașutele are avionul lui. Da. Cu Mocanu. Ei tăți-s contra mie. Am salut, tăți-s contra. Eu pe tăți-i cac, n-am nevoie. Lasă-mă judici pe mine la 80 de ani. Nu contra Matale, ești contra guvernării, dar văd că și Matale ești nemulțumit de guvernare. Nu-ți place de Recean, nu-ți place de fostul ministru de interne. Nu-i trebuie, că eu am scris. Eu i-am scris lui doamna Olesia Stamati. Am vorbit la telefon, nu numai că i-am scris. Și i-am spus, înțelegi, ea. El a spus că târziu, domn Petroș, nu-i târziu. El trebuie și dat afară și tras la răspundere. Legea. O spus nimic că l-a citat la corupție și nu a găsit nicăi dâns. Eu i-a ratat cât că-i găsea acolo. Eu i-a ratat și i-a găsit lui, înțelegi? El nu i-a răspuns nici la o întrebare. Și el i-a scris lui, el e la mine pe internet, cum ești tu? Așa e și el, eu tot îi scriu. Eu sunt generalul ăsta, care e... Nu un til. Și cu un til am, cu un til am o întrebare, înțelegi, cu... Măi, cum e familia lui? A fost el... Dacă nu-i vine pe limbă, el, un til. Eu i-am scris, el tot e la mine și mie de Călbăjicuriesc, i-am spus că eu din prișna ta, 2 ani de zile am pierdut, înțelegi, lucru. M-a fost dat afară din prișna lui, că el a fost sledul начальnicul управления în Ministerul de Interne. A fost la Iedriță, sleduvatel, și apoi a fost la Cineu. Și eu din pricina lui nu am lucrat, înțelegi, că eu sunt aparat hoță și bandiță. Și eu i-am scris lui Iamu, el șede, poți să te duci să grăiești cu dânsul să-ți arăte. Eu i-am scris lișnul
Lui și a scris lui Răceanu, le-a scris la Teț. Nu eu pot vreau să mă să duc duc eu la mulțumiri. București și iată numai așa pe internet pot să vorbesc cu oamenii. Mulțumesc pentru mesaj, ținem legătura. Eu dacă poate să și eu să mă aprinească, eu să aflu dacă și eu scriu la o persoană ca să controleze, că el lucrează la Parlament și poate afla și dacă desfechii nu este, că acolo nu ne răspund la telefon. Că eu m-am dus și le-am dat scrisoarea, copia la scrisoarea mea, că ei ne-au dat răspuns, dar am rugat pe dânsă când ne-am dat copia să dea cu audiență. Dar ei au spus, da, ia, i-am să dăm medale cu audiență, să-i s-o șterg, pardonul cu mine.